Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamareț și vă prezint un material cât se poate de interesant. Românca ce a stabilit legătura între cutremure și precipitații. Ștefania Mărăcineanu versus Marie Curie. O adevărată somitate a științei mondiale, puțin români știu astăzi cine a fost Ștefania Mărăcineanu, născută în 30 iunie 1882, București, România, decedată 15 august 1944, București. A fost o chimistă și fiziciană română de renume internațional, care a formulat teorii despre radioactivitate, radioactivitate artificială și procedeul de declanșare artificială a ploii. Ștefania Mărăcineanu s-a născut în București la 17 iunie 1882. Se știu foarte puține detalii despre viața ei timpurie, cu excepția faptului că a avut o copilărie nefericită, despre care ea nu a vrut să vorbească. A studiat la liceul Elena Doamna din București și apoi a urmat cursurile Facultății de Științe Fizico-Chimice, pe care a absolvit-o în 1910. A activat o perioadă ca profesoară la Școala Centrală din București, o școală publică de fete. Începând din 1922, cu ajutorul unei burse, Ștefania Mărăcineanu a urmat cursurile de radioactivitate ținute de Marie Curie la Institutul Radiului din Paris. În 1924 și-a susținut lucrarea de doctorat cu titlul Recherche sur la constante du polonium et sur la pénétration des substances radioactives dans les métaux la Universitatea Sorbonne din Paris, pentru care a primit calificativul très honorable. Stimez în mod deosebit munca pe care Ștefania Mărăcineanu a depus-o în laborator. În mod particular, ea a dobândit o perfectă cunoaștere a măsurării electrometrice precise, preciza Marie Curie în anii 20. După doctorat, Ștefania Mărăcineanu rămâne în Franța până în 1930, ca să-și continue cercetările, alături de alți savanți europeni. După prezentarea lucrării, Marie Curie a oferit domnișoarei Mărăcineanu postul de cercetător în laboratorul ei. Totodată, Henri-Alexandre Deslandres, astronom francez și director al observatorului din Paris, i-a făcut cadou câteva plăci de plumb, vechi de 300 de ani, de pe acoperișul observatorului astronomic din capitala Franței. Cu ajutorul lor a demonstrat radioactivitatea plumbului în timp, dacă are contact cu soarele, dar și durata de viață a poloniului. Cu o scurtă întrerupere, rămâne în continuare 6 ani la Paris pentru a studia efectul radiației solare asupra substanțelor radioactive. Pe când studia radioactivitatea poloniului, Ștefania Mărăcineanu a observat că timpul de înjumătățire al poloniului pare să depindă de materialul pe care este depozitată proba de poloniu. Explicația dată de ea acestui fenomen a fost că particulele alfa emise de poloniu ar transforma materialul substratului într-un element radioactiv. În 1930, Ștefania Mărăcineanu se întoarce acasă, în România, refuzând numeroasele oferte de lucru din străinătate și a devenit colaboratoare a profesorului Dimitrie Bungețianu la Universitatea din București, reușind să creeze cu mijloace proprii primul laborator de radioactivitate din România. Cu ajutorul profesorilor Bungețianu și Nicolae Vasilescu Carpen, experimentează o metodă de declanșare a ploilor artificiale prin dispersarea de săruri radioactive în nori. Cu ajutorul unor săruri radioactive, a descoperit procedeul de declanșare artificială a ploii. Astfel, în 1931, a provocat prima ploaie artificială din lume în Bărăgan. De asemenea, Mărăcineanu a reușit să stabilească legătura dintre cutremure și precipitații. Românca și-a continuat cercetările ce păreau de domeniul science fiction în Algeria, cu sprijinul guvernului francez. Mai mult, a semnalat pentru prima dată că în ajunul producerii unui cutremur crește radioactivitatea în zona epicentrului. În 1935, soții Frédéric și Irène Joliot-Curie, fiica savanților Pierre Curie și Marie Curie,
sunt cei care câștigă premiul Nobel pentru fantastica descoperire a radioactivității artificiale, deși toate datele arată că românca este prima care a făcut revoluționarea descoperire. Ștefania Mărăcineanu a exprimat consternarea ei pentru faptul că Irene Joliot-Curie folosise o mare parte din observațiile sale de lucru referitoare la radioactivitatea artificială, fără să menționeze aceasta. Mărăcineanu a susținut public că a descoperit radioactivitatea artificială în timpul anilor ei de cercetare din Paris. Mărăcineanu îi scria Lisei Meitner în 1936 exprimându-și dezamăgirea că Irene Joliot-Curie, fără știrea ei, a folosit mare parte din munca sa, în special cea legată de radioactivitate artificială, în lucrarea sa. Se arată în A Devotion to Their Science, Pioneer Women of Radioactivity. Însă și Irene Joliot-Curie recunoaște, culmea, că descoperirea pentru care ea urma să primească Nobelul era deja cunoscută de fapt de 10 ani. Ne amintim că savanta româncă a anunțat în 1924 descoperirea radioactivității artificiale, preciza Irene pentru ziarul austriac Neues Wiener Journal, apărut pe data de 5 iunie 1934. Ștefania Mărăcineanu a studiat legătura dintre radioactivitate și ploi, iar mai târziu relația dintre cutremure și precipitații. A explicat că, înainte de un șoc puternic, se înregistrează o creștere semnificativă a radioactivității în epicentrul seismului ce urmează să se producă. Ea s-a lansat și în alte ipoteze controversate, cum ar fi influența razelor de soare sau chiar a apei de ploaie asupra radioactivității. Ipoteza că razele de soare ar putea induce radioactivitate artificială a fost dezbătută îndelung în comunitatea științifică de atunci, atât în Franța cât și în Germania și Anglia. Se pare că disputa a fost destul de aprinsă și a contribuit la izolarea Ștefaniei Mărăcineanu de grupul de la laboratorul Curie. Ștefania Mărăcineanu a fost membru corespondent al Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1937. Tot marea ei pasiune, știința, i-ar fi adus și sfârșitul. Cel mai probabil din pricina iradierii s-a îmbolnăvit de cancer. Acasă, la București, cea pe care lumea ar trebui să o aprecieze drept cea mai mare fizicianul și chimistă a României, s-a stins la data de 15 august 1944, la doar 62 de ani. În semn de omagiu, Muzeul Curie din Paris conține laboratorul original de chimie din Institutul Radium, unde a lucrat Ștefania Mărăcineanu. Marie Curie a fost acea femeie remarcabilă ce a reușit să deschidă noi orizonturi în fizică și chimie, dar și noi uși pentru progresele ingineriei, biologiei și medicinii. Marie Curie a deschis noi orizonturi pentru carierele științifice ale femeilor. Marie Curie a fost prima femeie care a primit o diplomă de doctor în știință în Franța, prima femeie laureată cu premiul Nobel, prima femeie care a predat la Universitatea de la Sorbona, prima femeie care a primit de două ori premiul Nobel, prima laureată a premiului Nobel, la cărei fiică a primit și ea aceeași distinție, tot în același domeniu. Viața ei a oferit perspective asupra schimbării rolului femeilor în știință și în mediul academic în secolul trecut. De asemenea, a oferit exemple ale multor feluri în care oamenii de știință pot și trebuie să lucreze pentru a îmbunătăți programele educaționale și oportunitățile legate de carieră disponibile celor care urmează acești pași. Marie Salomea Sklodowska s-a născut la Varșovia pe data de 7 noiembrie 1867, într-o Polonie destrămată și împărțită între trei mari puteri, Rusia, Austria și Germania. A fost cea mai mică din cei 5 copii ai familiei, o familie interesantă și destul de neobișnuită la vremea aceea. Ambii părinți proveneau din mica nobilime poloneză, însă fusese nevoit să renunțe la titluri și pământuri după ce țara fusese învinsă de Rusia țaristă. La momentul nașterii lui Marie, revolta din ianuarie 1864 fusese abia înnăbușită, iar Varșovia căzuse sub o ocupație brutală. Un unchi al lui Marie a fost exilat în Siberia,
iar altul a fost rănit de 2 ori în timpul Revoluției, după care a fugit în Franța. Represiunea politică dură a afectat profund familia Sklodowska, iar umbra ei s-a regăsit pe tot parcursul vieții lui Marie. Amândoi părinții lui Marie Curie proveneau din familii educate, unul dintre bunicii săi riscându-și slujba de director de școală, în momentul în care a susținut că toți copiii de țărani, talentați, să beneficieze de aceeași educație ca și cei de nobili. Marie s-a născut într-o familie în care educația era încurajată atât pentru băieți cât și pentru fete. Fiecare dintre copii era îndemnat să-și urmeze studiile cu rigurozitate, să aibă cariere importante și să poată transmite cunoștințele lor pe mai departe altor persoane, indiferent de recompense sau riscurile la care erau expuși. Mama lui Marie era profesoară și în 1860 a ajuns directoarea unui pension de fete. Timp de 8 ani a trăit împreună cu familia în acest pension unde preda, avea grijă de școală și de cei 5 copii ai săi. După aceea, tatăl lui Marie a fost avansat ca director al școlii publice, motiv pentru care s-au mutat cu toții într-un apartament al acestei instituții. Erau extrem de săraci, motiv pentru care mama lui Marie se ocupa să facă toate hainele membrilor familiei și uneori primea studenți străini în gazdă. Nu mult timp mai târziu, tatăl lui Marie a fost destituit de către guvernul rus din cauza vederilor sale politice și din cauza conexiunilor familiei cu revoluționarii. Când Marie avea 10 ani, mama sa a murit de tuberculoză, iar un an mai târziu, una dintre surorile sale a murit de tifos. Indiferent de sărăcia și greutățile prin care a trecut familia, toți copiii au fost îndemnați să primească cea mai bună educație. Marie și frații ei au urmat o combinație de școală publică și privată unde au primit o educație riguroasă. Marie a învățat intensiv limba, literatura și istoria Poloniei, chiar dacă acest lucru era ilegal, iar după primii ani de școală era considerată un elev briliant, extrem de talentat la limbile străine și cu o memorie excelentă. A absolvit gimnaziul la 15 ani, însă în Polonia fetele nu erau admise la universitate, iar capul familiei abia putea susține financiar facultatea de medicină a fratelui mai mare. Marie și sora ei mai mare, Bronia, au ajuns la o concluzie și la o înțelegere. Bronia avea să plece la Paris să studieze medicina, timp în care Marie lucra ca guvernantă și o ajuta să-și plătească studiile. După ce Bronia avea să-și termine facultatea, va face același lucru pentru sora ei mai mică. Marie s-a angajat ca guvernantă într-un sat mic și izolat din Polonia, unde avea grijă de un bebeluș, un băiat de 6 ani și o adolescentă de 18 ani. De asemenea, organiza cursuri clandestine pentru a învăța pe copiii de țărani să scrie, să citească și le preda cultura și istoria Poloniei. Lucruri interzise pentru care risca deportarea în Siberia. În toată această perioadă, Marie a avut o legătură amoroasă cu fiul cel mare al familiei pentru care lucra, Cazimierz, și, la un moment dat, cei doi au anunțat că se iubesc și că vor să se căsătorească. Când a auzit una ca asta, familia a explodat, deoarece nu putea accepta o astfel de relație, o căsătorie cu o simplă guvernantă fără nicio zestre. Însă se pare că relația a continuat și după ce Marie s-a întors la Varșovia pe un nou post de guvernantă. În această perioadă, pentru prima dată, Marie a avut șansa să lucreze pentru prima dată în cadrul unei cercetări de laborator. Vărul ei, care se reîntorsese la Varșovia după ce studiase în Rusia cu Mendeleev, preluase conducerea muzeului din cadrul Ministerului Industriei și Agriculturii. Sub tutela lui, Maria a început să studieze în secret chimia și astfel și-a descoperit pasiunea pentru experimentele de laborator. Între timp, Bronia a absolvit facultatea, s-a căsătorit și a început să practice medicina, lucru care a îndemnat-o să o cheme cu ardoare pe Marie să-și urmeze studiile la Paris. La acea vreme, Marie ezita să meargă la Paris, deoarece era cumva împărțită între dorința ei de a studia în Franța și legăturile ei cu Polonia, ce includeau grija pentru tatăl și sora mai mică,
afecțiunea pentru Cajimiej și dragostea pentru pământul natal. În 1891, la vârsta de 23 de ani, Marie ajunge la Paris și se înscrie la Sorbona. Acolo întâlnește fizicieni renumiți precum Jean Perrin sau Charles Morin. Marie muncește și studiază din greu în timpul facultății, noapte de noapte învață și ajunge să trăiască la propriu doar cu pâine, unt și ceai. Este prima care își ia licența în știința fizicii în 1893, iar anul următor începe să lucreze în laboratorul de cercetare Lippmann și primește licența în matematică. În primăvara acelui an îl cunoaște pe Pierre Curie, cu care se căsătorește în 1895. Căsătoria lor a fost începutul unui parteneriat care foarte curând va cunoaște rezultate semnificative în lumea științei. Vor descoperi poloniul în 1898, element denumit astfel după țara natală a lui Marie, și, câteva luni mai târziu, radiul. În 1902, Marie reușește să prepare un decigram de radiu pur și face o primă determinare a greutății atomice. 255. Radiul exista oficial. Radiul se va dovedi util în medicină. Radioterapia distruge celule bolnave și vindecă anumite forme de cancer și a căpătat numele de Curie-terapie. Soții Curie au convenit să nu-și breveteze tehnica obținerii radiului, deși acest lucru le-ar fi putut aduce imense câștiguri materiale. Ar fi fost, după ei, contrar spiritului științific. Ca rezultat al cercetărilor sale științifice, Marie Curie își ia doctoratul în știință în iunie 1903 și tot atunci împarte premiul Nobel cu soțul său și cu Antoine-Henri Becquerel, fizicianul al cărui nume a fost folosit pentru denumirea unității de măsură în radioterapie, distincție pe care o primesc pentru descoperirea radioactivității. Nașterea celor două fiice, Irene și Eve, nu au întrerupt munca de cercetare științifică a lui Marie. La foarte scurt timp de la premiul Nobel, Pierre Curie moare subit într-un accident de mașină, moment de cotitură pentru cariera lui Marie. De acum înainte, ea trebuia să-și dedice toată energia pentru a completa singură lucrarea științifică pe care o concepuse. În mai 1903 primește catedra ce aparținuse soțului ei la Sorbona și devine astfel prima femeie care predă pentru această prestigioasă universitate. În 1908 devine profesor titular, iar în 1910 teza sa fundamentală despre radioactivitate va fi publicată. În 1911 primește al doilea premiu Nobel pentru chimie, pe baza teoriei izolării radiumului pur. În timpul primului război mondial, ajutată de fiica sa Irene, Marie se devotează dezvoltării folosirii radiografiei cu raze X. Munca ei și a celor două fiice continuă ani mai târziu și aduce o mulțime de foloase societății întregi. În 1934, Marie Curie moare din cauza leucemiei cauzate de multitudinea de radiații la care s-a expus întreaga viață. În 1995, cenușa lui Marie Curie a fost depusă la Panthéon, în Paris, și astfel a devenit prima femeie care a primit acest onor pentru meritele sale deosebite. Biroul și laboratorul său din pavilionul Curie al Institutului de Radium a devenit muzeu. Citate din Marie Curie: viața nu este ușoară pentru niciunul dintre noi, dar de ce? Trebuie să avem perseverență și, mai presus de toate, încredere în noi înșine. Trebuie să credem că suntem înzestrați cu ceva și că acest lucru trebuie atins. Nu trebuie să ne temem de nimic în viață. Trebuie doar să înțelegem. Sunt una dintre aceia care gândesc ca Nobel, și anume că umanitatea va câștiga mai mult bine decât rău din noile descoperiri. Nu se observă niciodată ce s-a făcut, se vede doar ce rămâne de făcut. Sunt printre cei care cred că știința are o mare frumusețe. Un om de știință din laboratorul său nu este doar un tehnician,
El este de asemenea un copil plasat înaintea fenomenelor naturale care îl impresionează ca un basm. Nu-ți fie teamă de perfecțiune, niciodată nu o vei atinge. Nu puteți spera să construiți o lume mai bună fără a îmbunătăți indivizii. În acest scop, fiecare dintre noi trebuie să lucreze pentru îmbunătățirea sa și, în același timp, să împărtășească o responsabilitate generală pentru întreaga umanitate. Datoria noastră specială fiind aceea de a ajuta pe aceia cărora credem că le putem fi foarte folositori. Fii mai puțin curios legat de oameni, dar mai curios legat de idei. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, îmi au rămas bun de la voi și vă aștept și data viitoare. Pe curând!